Viața abate filmele de comedie. În comuna Livezile din Bistrița Năsăud a fost inaugurată o capelă mortuară cu tăiere de panglică, cocarde, sobor de preoți și oficialități câtă frunză și iarbă. am, tam și festivisme ieftine, scriu jurnaliștii de la știri de bistrița.ro. România e sfâșiată de populismul exacerbat al clasei politice, mai afirmă publicația bistrițeană. Însă edilul comunei, supranumit și mazăre de bistrița, e mândru ca un cocoș de această realizare. Așa capelă nu există în județ, trebuie să o vadă toată lumea. E o capelă de 5 stele. Nu am pus gresie de 17 lei, ci de 50 de lei. Nu mai merge cu improvizații. Știți cum este cu acest loc sacru? Așa îi zic eu, că nu e o bucurie să ai capelă și să-ți mortul. E un rău necesar. Într-un fel e un rău, dar e necesar. Trebuie neapărat să facem la sate aceste capele, a declarat primarul comunei Livezile. Capela a costat numai puțin de 400.000 de lei și a fost dotată cu mobilă de bucătărie, aragaz, chiuvetă și boile pentru apă caldă. Investiția a fost făcută din bugetul acestei comune. În schimb, zeci de locuitori din comună așteaptă de câțiva ani să fie racordați la rețeaua de apă canal, mai arată jurnaliștii de la știri de bistrița.ro.